pasă pentru Nochi. Greșeală făcută de Marcova și este 1-0. Gol marcat de Oțelul prin Tănasă. 1-0, minutul 9. Ăsta este fotbalul... În momentul în care... S-a putut să fie Tele și autorul golului. Vom vedea pe reluare. Nu, Tănasă. Dar nu este cel din imagine. Tănasă. În fine. 1-0 pentru Oțelul. Ocazie mare ratată de Macrai. Și imediat fotbalul te pedepsește. Vine acest gol. Plecat de la această eroare. Făcută de Nochi. Da, Tănasă este autorul golului. 1-0. Prima reușită stagională pentru Tănasă. Surprinde modul în care a gândit Robert Iliș acest meci cu menajarea acestor jucători în condițiile în care